Pasajul de la magazinul unic. Strada Ismail Colț cu Bulevardul Central. Nici o scară nu e adaptată pentru rotile. În schimb, înăuntru o grămadă business. Și din arendă, din taxe, s-ar putea de construit, nu-i așa? O rampă de acces civilizată, domnul primar general. Mișc geanta de cumpărături, mișc scaunul cu rotile, cu nimic nu poți urca sau coborî în pasajul ăsta. Și omul ăsta nevăzător încă rămâne patriot, el cântă imnul Republicii Moldova. Dar putea să cânte și imnul Uniunii Sovietice, că la fel de nepotrivit era. Sau internațională, sau imnul Uniunii Europene. Hop! I-a dat niște bănuți și pe ce i-a dat pe jos?